neînțelepciune, adică o inimă înțeleaptă și începută, care să înțeleagă și să evolueze, să evalueze toate lucrurile din punct de vedere al lui Dumnezeu și al cuvântului Său. Bine gândește Salomon, dăm înțelepciune și dăm inimă pricepută ca să pot evalua toate lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Un lucru care Dumnezeu se așteaptă de care când cerem ceva să spunem voia ta, Dumnezeule, să se facă. Și voia Dumnezeu care este mântuirea fiecare din noi. Domnul vrea moartea păcătosului. Domnul vrea mai degrabă întoarcerea la El. Și Dumnezeu vrea să ne întoarcem cu inimile către El, să-L cinstim, să-L glorificăm, să-L preamărim. Înțelepciunea este una dintre cele mai mari comori din viață. Înțelepciune Dumnezeu dă fiecare care caută pe El. Și acum vreau să pun niște, să vedem prin ce vine înțelepciunea noi. Înțelepciunea noi, în primul rând, prin rugăciune. Un om care se roagă, primește din partea Dumnezeu răspuns, a ascultat rugăciunea. Cere ce vrei să-ți dau! Aleluia! Solomon îi spune, dă înțelepciune și pricepe. Dumnezeu zice, astea te-au fost date. Doi, înțelepciunea vine prin călăuzirea Duhului Sfânt. Nici unul din noi nu poate înainta pe calea către Dumnezeu decât cârmuit de Duhul Sfânt. Și vreau să te întreb, ai avut întâlnirea personală cu Duhul Sfânt? Duhul Sfânt se pogoară într-o inimă care îl caută pe Dumnezeu în rugăciune. Aduceți aminte la cincizecime, poporul, aproape 120 de oameni, adunați la un altfel, printre care și Maria, mama Domnului Iisus Hristos, stăruiau după Duhul Sfânt. Și Dumnezeu l-a primit pe Duhul Sfânt și fiecare a vorbit în alte limbi cum Duhul Sfânt îi vorbească. Duhul Sfânt trebuie să experimenteze puteți acesta personal. Fiecare trebuiește să vorbească în alte limbi cum îi dă Duhul Sfânt să vorbească. Și al treia lucru, prin ce vine înțelepciunea noi, cercetează cu râvnă Scriptura ca să învețe cărările lui Dumnezeu. Omul care cercetează Scripturile, să vrea să facă cuvântul la timp de la timp, omul acela se înțelepcește. Și facă Dumnezeu ca înțelepciunea și priceperea să o vezi fiecare dintre noi. Solomon a beneficiat de înțelepciune și pricepere, însă ele nu au fost garantate decât cu condiția că Solomon să stăruiască în credincioșia de Dumnezeu. Dacă nu ești credincioșul Dumnezeu, dacă nu dovedești că ești robul lui în trăire, în vorbire, în gândire, degeaba ai fost capacitat cu înțelepciune. Câți oameni dintre noi sunt îndestrați cu înțelepciune și în loc să o pună în scopurile Dumnezeu, o pună în scopurile firme și ajung niște evade. Domnul să ne păzească de aceasta. Din acest motiv, Dumnezeu i-a zis să aibă grijă de omul în căile tale și să pădească poruncile tale. Ca să fie înțelepciunea și priceperea dar din partea lui și care se ajute lui Solomon să ducă poporul unde Dumnezeu îl poate. Poate nu că persoana înțelepciunii și pricepe cu Dumnezeu nu garantează că aceasta va trăi pentru Dumnezeu în conformitate cu această înțelepciune și că va urma căile tale. Nu garantează. Poți fi înțeles, poți fi priceput, dar nu garantează că ajungi în veșnicia lui Dumnezeu. Condiția este să rămâi statornic în căile Domnului, în statornicia ta, în cuvântul Domnului și credincioșii al Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place când credincioșii îl caută cu sinceritate. În momentul în care vine înaintea lui, ochii lui sunt deschiși, înaintea lui totul e goș descoperit. Gândește-te că el știe ce ai tu în inimă, ce ai tu în gură, înainte că ai născut un cuvânt din gură. Ceea ce cercetează inimile și arunchii este prezent în adunare în clipa aceea. Viața de emerete, de frică, de groază, de teamă. Diavolul caută să te înfrânge, să spună, nu mai ai nicio șansă. Ai păcătuit, ești despărțit, gata, ești pentru ea. Nu, nu, vreau să spun, Iisus spune, mai au șansă. Pocăiește-te, căiește-te, parți rău, regretă, pocăință. Și Dumnezeu cercetă în doar și iertare. Caută societate și te roagă pentru înțelepciune evlavioasă și inimă începută. Deci când te rogi Dumnezeu, trebuie să te rogi cu înțelepciune, credință, râvnă. Fiecare să te binecuvânteze. În cartea Iacov, capitolul 1 cu 5, spune cuvântul Domnului,
politic și material, domnia lui Solomon a reprezentat un succes. Dar Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl, n-a vrut să întemeieze o împărăție politică, socială, ci a vrut să întemeieze împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. Nici de cum nu se amestecă cu lumea, cu lucrurile din lumea aceasta. Din punct de vedere spiritual, a fost un eșec total. Solomon a alunecat spre idolatrie. Pe Solomon l-a trânt lumea, succesul, averile, banii, compromisul către imoralitate. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune. Întrebarea care trece aici, cum a putut Solomon să se abate pe la urmă de la Domnul să surească azi Dumnezeu? Cum? Solomon avea, cu toți știm, multe căruțe, mulți cari, multe neveste. Prin aceste căsătorii cu alte femei din alte popoare, de fapt ce făcea Solomon? Alianțe! Asta dovedea că Solomon nu se încredea în Dumnezeu care proprie să-i protejeze întreaga împărăție și să-i țină ținutul în tăcire în decla. De aceea, el căuta prin propriile lui măsuri să țină tot Israelul la îndemâna lui să poată conduce. Dovada că el nu credea că Dumnezeu îi stare să-l ocrotească, să-l protejeze, să țină Israelul în tăcire sub mâinile lui, a făcut alianță cu popoarele păgâne. Avea înțelepciune și avea înțelepciune, sunt două probleme distincte. Mulți au înțelepciune, te-o folosesc pe versarea lor. Alți au înțelepciune și o folosesc spre ridicarea și glorificarea lui Dumnezeu. Și Domnul să le decurteze așa. Cea mai mare înțelepciune a Solomon a costat în aceea că Solomon nu a aplicat propria înțelepciune spirituală în fiecare domeniu al vieții lui. Fiecare domeniu al vieții tale trebuie să-l pui pe Iisus înțelepciunea cultivată în lământul tău și să întreb ce ați face Iisus în locul meu, la locul de muncă, în lucrul pe care vreau să-l fac, în cea viață pe care vreau să-l dec. El n-a aplicat și din cauza asta a fost o mare slăbiciune pentru Solomon. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului, și când merge la Gabaon să aducă șerpele pe altar, știți că Solomon deja era însurat? Deja el se încuscrise cu Faraon, deja luase pe Tafanet fața lui Faraon de nevastă. Și măcar că făcuse o lucrare împotriva legii lui Dumnezeu pentru împărat, Dumnezeu totuși îi se revelează. Ce înțeleg de aici? Dumnezeu este îndelung răbdător. Dumnezeu tot are răbdare să te gândește câtă vreme te aștepte pe mine și pe fiecare din voi. Nu vi se pare că dacă Dumnezeu n-ar avea răbdare cu noi, de bună, de a fi nimicit, de a fi nimicit. Dar în dorecă lui Dumnezeu, pe noi și face cu noi, ne îndeamnă să ne pocăim. Și aș vrea ca să ne limodeste. A luat nevastă pe soția fanelor Faraon și acum Solomon aduce nevasta lui în cetatea lui David. În vremea aceea, în anul 480, după ieșirea din robia Egiptului, Solomon începe construcția casei templului de la Ierusalim. Templul acesta la Ierusalim, Solomon îl ridică pe muntele Moria, care Dumnezeu i-l-a arătat cum? Lui Avraam, când i-a spus să ducă șerpa pe cine? Pe Isaac. Și în momentul în care Dumnezeu s-a revelat și a stăcat acolo pe vești și templu, Solomon a căutat să împlinească testamentul pe care David i l-a dăruit la despărțire pe care lui în moarte cerând că luăm locul lui. Solomon a căutat să realizeze alianțe politice și militare. Câți dintre noi care m-a ascultat acum căutăm să amestecăm cuvântul lui Dumnezeu cu politica? Dumnezeu n-are treabă cu dregătorii, dregătorile și Dumnezeu nu-și împarte slavă cu oamenii care acum îl glorifică pe Dumnezeu din Sfintele Scripturi, din cuvânt, la rugăciune și imediat sunt mari dregători cu paharul de alcool în mână. Dumnezeu așa ceva nu onorează. Și aș vrea ca fiecare din noi să înțelege, vrei să slujești cu Dumnezeu? Pentru Dumnezeu trebuie să slujești cu trupul, cu sufletul, cu duhul, cu toată ființa, toată viața ta. Nu pot! Astăzi fac alianțe ca să ating un scop. Vreau să fiu prefect, vreau să fiu președinte, vreau să fiu parlamentar, vreau să spun politica cu religia nu merg la o altă. Ce legătură este între
lumină și întuneric. Între Belial și Dumnezeu. Nici o legătură. De aceea aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne pătească, să facem alianțe în scopuri personale, ca să ne atingă scopul nostru, dar prin care să pierdem pe Dumnezeu. Procedând astfel, făcând alianțe, căsătorindu-se cu alte femei, procedând astfel Solomon, ne arată că el nu a reușit să creadă. Că Domnul va menține părăția sa în siguranță. Față de amenințele străine. Prin asta făcute alianțe. L-am văzut un Dumnezeu slab. Un Dumnezeu care nu poate. Vreau să te întreb cum îl vezi tu pe Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu pe care îl slujesc eu poate din nimic să facă cerul, pământ, oameni, animale și tot ce. De ce? La cuvântul lui. Toate lucrurile iau ființă. Că-i Dumnezeu. Gloria să-l folosească. Solomon a constatat că este dificil să reziste poftelor cărnii. În dorința ta pentru femei. Domnul Iisus Hristos, după ce a fost botezat, a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit. Și știm că Iisus, Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, a fost ispitit în trei feluri. Pofta firii, pofta ochilor și lăudorșenia vieții. Dacă la Iisus a îndrăznit satana să vină să-l ispitească, dar la omul Iisus, ca Solomon, care nu se încredea pe de Dumnezeu, totodată, a recurs la alianțe politice. A încercat